Prin ajutorul Bunului Dumnezeu care ne-a ales și ne-a adus în casa sa, începem o nouă tematică de studiu biblic intitulată Lucruri de preț. Astăzi, prima lecție și prezentarea primului lucru de preț, binecuvântarea Domnului. În aceste lecții vom vorbi despre lucruri care sunt cu adevărat de valoare. Știți, spune Biblia, că unii lucruri trebuie prețuite mai mult decât argintul și aurul. Pentru că adevăratele valori nu sunt cele care le citește și le apreciază lumea. Sunt lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, sunt însă lucruri care rămân, care au valoare eternă, care contează în orice împrejurare. Dar astăzi, cum spuneam, ne vom opri să observăm câtă valoare are binecuvântarea Domnului, în ce mod putem să beneficiem de acest har binecuvântat. De altfel, ce este binecuvântarea Domnului și cum lucrează ea? Binecuvântarea Domnului izvorăște din atributele divine. Dumnezeu, când s-a prezentat pe sine, a spus că El este plin de dragoste, de îndurare, de bunătate, credincioșie. Dumnezeu este dragoste, spune Scriptura Sfântă. Și când toate acestea care sunt specifice naturii Lui încep să curgă de la El spre noi, această lucrare se numește binecuvântare. Iar aria peste care se răsfrânge acest har al binecuvântării este numit în Scripturi Harul lui Dumnezeu, în care putem să intrăm prin credință potrivit unui plan gândit și realizat în Domnul Hristos. În Epistola Apostolului Pavel către Galateni citim despre felul în care Dumnezeu a promis lui Avram binecuvântarea și să ne reamintim că această binecuvântare este singura filieră prin care putem să fim și noi binecuvântați. Nu există altă cale prin care se curgă binecuvântarea de la Dumnezeu. Pentru că promisiunea dată lui Avram privea pe Domnul Hristos și prin El mântuirea pentru toți oamenii. Galateni capitolul 3, versetele 7 și 8. Înțelegeți și voi, dar că fiii lui Avram sunt cei ce au credință? Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihăniți pe neamuri prin credință, a vestit mai înainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Veste bună înseamnă Evanghelie. De fapt, atunci Dumnezeu a rostit acest angajament în care suntem cuprinși și noi și care încă lucrează. Și scrie în versetul 14, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Binecuvântarea Domnului cuprinde haruri care sunt vremelnice, pentru că Dumnezeu are în vedere și necesitățile de moment ale omului, dar ce este mai important, cuprinde haruri eterne. Cât despre cele din viața aceasta, nu sunt greu de observat și Dumnezeu ne-a binecuvântat deja. Cum avea un obicei frate să spun atunci când cineva îi spunea Domnul să-i binecuvânteze, zicea, m-a binecuvântat deja. Avea în vedere, pe de-o parte, binecuvântările existente în viața aceasta. Dar să ne gândim la ce spunea Domnul Hristos, Matei 25, la pachetul cel mare cuprins în binecuvântare, scrie aici de la versetul 34, lucruri care se vor realiza când va veni Fiul omului în slava sa, spune aici. Atunci va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Deci binecuvântările au fost prevăzute în proiectul de buget etern. Acum ne sunt date într-o măsură mică, putem spune, și ne vor fi date apoi peste măsură, fără măsură, pentru eternitate. Fără binecuvântarea Domnului, un om ar fi nefericit. Și vom vedea noi că fără binecuvântare, oamenii nu privesc aproape nimic. Pentru că chiar dacă au viață, chiar dacă au cele necesare, e foarte puțin în raport cu ce cuprinde în întregul ei a
aspect și lucrare binecuvântarea Domnului. Deci eu vreau să abordăm mai întâi, în prima parte a lecției, într-o imagine pe care Biblia ne-o permite să-L admirăm pe acest Dumnezeu care binecuvintează. Un Dumnezeu care binecuvintează. El binecuvintează oameni și popoare pe o filieră unică a binecuvântării, așa cum am spus când am amintit despre Avram. Și toate acestea sunt datorate inițiativei lui. Nu i-a propus nimeni și nu-l poate determina sau predetermina nimeni pe Dumnezeu să o facă. Toate acestea izvorăsc din atributele sale, între care dragostea primează. Însă toate aceste binecuvântări sunt primite în mod efectiv și păstrate în mod definitiv prin ascultarea noastră voluntară de El. Altfel, gelozia divină, care este stipulată peste tot în legământul lui Dumnezeu cu oamenii, face să fie anulate aceste binecuvântări. Dumnezeu în dragoste ni le dă, noi în alipirea de El le primim, dar în deslipirea de El le pierdem. Iată ce a promis Dumnezeu încă de la început lui Avram. Ne referim de la începutul făgăduinței extinse a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a făgăduit încă lui Adam și Evei, dar începând cu Avram, planul elaborat se extinde. Genesa 12. Sunt cuvinte lui Dumnezeu și vă rog să vă gândiți că Avram nu avea cu ce să-L motiveze pe Dumnezeu, dimpotrivă. Originea lui era idolatră ca și altora din vremea sa. Scrie aici în versetul 2, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Asta îl privea pe el în viața lui, mai întâi. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dumnezeu reia această promisiune și pentru Sara, în Genesa 17 cu 16. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta. Observați inițiativa divină. Și ea va fi mama unor neamuri întregi și chiar împărați de roade vor ieși din ea. Și Dumnezeu vine cu un jurământ, așa cum este scris în Cartea Evrei, ca binecuvântarea noastră să aibă două ancore puternice, o făgăduință și un jurământ. Jurământul l-a pronunțat Dumnezeu atunci când Avram a fost gata să-l jertfească pe Isaac. Asta este dovada foarte clară a faptului că ascultarea, alipirea de Dumnezeu face ca binecuvântarea să rămână definitiv în proprietatea noastră. Genesa 22, citim de la versetul 17. Hai, citim și 16, Dumnezeu a zis, pe mine însumi jur, versetul 17, te voi binecuvânta foarte mult, versetul 18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Dumnezeu a promis această ofertă și în poruncile rostite și scrise de El, așa cum citim în Exod capitolul 20. Izvorâtă din dragoste, dar aflată sub incidența geloziei sale. Citim Exod, capitolul 20, versetul 5. Să nu te închini înaintea vreunui chip idolatru, să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la treia și al patrulea neam și mă îndur până la al miilea neam de oameni. Și acum accentuez, de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Mai târziu Dumnezeu a făgăduit din nou, în citim în Deuteronom capitolul 7, când Moise, la sfârșitul activității sale, reia promisiunile divine. Deuteronom capitolul 7, citim versetele 12 și 13.
Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi, împlini, Dumnezeu tău va ține față de tine legământul și îndurarea care s-a jurat părinților tăi, vorba de patriarhi Avram, Isaac și Iacov. El te va iubi, te va binecuvânta. Deci Dumnezeu a hotărât să ne binecuvânteze din dragostea Lui. Dar, repet, ceea ce și Dumnezeu a repetat prin Moise și ceea ce trebuie să ne fie clar, pentru că unii cred, de exemplu, că dacă un copilaș este binecuvântat, sau unii chiar vin cu copilașii la binecuvântare, dar părinții nu sunt credincioși. Și cred că binecuvântarea funcționează de la sine. Repet, binecuvântarea este inițiativa divină, dar numai alipirea noastră de El prin ascultare poate să o păstreze. Altfel, gelozia divină face ca să se anuleze. Cu siguranță vă sunt cunoscute versetele din Deuteronom 28, versetele binecuvântării. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, versetul 2, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine, pachetul întreg, de la Domnul vin, dar numai ascultarea face să fie localizate și să rămână în sfera vieții noastre, vieții de aici și a vieții viitoare. Și în aceeași idee mai adaug din Deuteronom 30, aici chiar avem concluzia finală, am putea spune, a tot ceea ce a promis Dumnezeu evreilor. Și să nu uităm că binecuvântarea evreilor, de fapt, trebuia să fie a tuturor neamurilor, dar ei au fost primul neam binecuvântat. Deuteronom 30, de la versetul 19. Iau azi cerul și pământul mari potriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Mulțumim Domnului că ne-a iubit, ne-a avut în vedere și să rugăm să ne ajute să îi fim credincioși, să nu repetăm greșeala evreilor care după ce au primit toate aceste promisiuni, n-au înțeles în ce condiții ele sunt valabile. Deci avem de a face cu un Dumnezeu care binecuvintează, dar să știm că toate aceste binecuvântări sunt condiționate. În al doilea rând vreau să observăm că binecuvântările Domnului sunt materiale, adică pământești, ceea ce înseamnă avea cele necesare în viața terestră și încă ceva. Binecuvântarea Domnului nu înseamnă numai a avea, un inventar numai nu poate să scoată în evidență posesia unei binecuvântări. Binecuvântarea Domnului este dovedită nu doar prin a avea, ci prin a te putea bucura de ele. Pentru că la urmă urmării sunt oameni care au mult, n-au tihnă, n-au pace, socotesc că n-au destul și nu se pot bucura de ele. Și alții, dacă ar fi să luăm prin comparație, contabil vorbind, matematic, au mai puțin, dar au bucurie. Pentru că așa cum nota Solomon, unul care a avut multe, numai unii primesc de la Dumnezeu și bucuria de a putea să guste ceea ce au. Este ca și cum ai avea o mâncare bună, dar a fi supărat sau a nu fi sănătos. Te uiți la ele. Dar chiar dacă nu e o mâncare atât de bună, dacă ești sănătos, să mai fi și flămând, apoi, cum spunea cineva, când a fost întrebat, cu ce e mai bună de mâncat mămăliga? Știi când e mai bună mămăliga? Când o poți mânca goală. Adică atunci când ești așa de foame încât să cotești că e prăjitură. Deci depinde de starea omului. Vreau să observăm cum Dumnezeu a binecuvântat mai întâi pe cei ce le-a promis binecuvântarea pe patriarhi. A binecuvântat apoi pe evrei. Sau nu i-a binecuvântat atunci când le-a dovedit că și-a retras mâna. Citim în Genesa, capitolul 24, versetul 1, să spunem așa, la pensia lui Avram.
Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Important de reținut. În orice lucru. Întoarcem paginile. Mai întâi o pagină, citim aici versetul 35. E declarația administratorului lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu și a ajuns la mare propășire. Ei vedeau în această mână a Domnului și se bucurau. Capitolul 26, generația următoare. Versetul 3. Sunt cuvintele adresate de Domnul lui Isaac. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta. Întoarcem pagina și aflăm în ce au constat acele binecuvântări. Versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul îl binecuvântase. Și scrie aici în versetul 24. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și a zis, eu sunt Dumnezeu tatălui tău Avram. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta din pricina robului meu Avram, cu alte cuvinte, din pricina ceea ce eu m-am angajat să fac și am spus tatălui tău. Citim apoi despre evrei, cartea Deuteronom, capitolul 16, versetul 10. Știți că la sărbătorii trebuiau să întrerupă munca pentru a se aduna cu toții la locul întâlnirii. Și este scris aici, la una dintre sărbători, versetul 10, să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci darul de bunăvoie la liberă alegere. După binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeu tău, adică ei trebuiau să o constate și asta să se realizeze din punct de vedere practic. Chiar trebuiau să meargă și să rostească anumite cuvinte care ar fi trebuit să izvorească din inimă și din proprie convingere a faptului că Dumnezeu îi binecuvânta. La fel scrie aici și în versetul 15, citesc finalul versetului, Domnul Dumnezeu tău te va binecuvânta toate rodurile tale, în tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. Vă spuneam că binecuvântare înseamnă nu doar să ai, ci să te poți bucura de ele. Însă în cartea profetului Hagai citim că Dumnezeu a făcut pe evrei și să constate că munca, sănătatea, nici chiar câmpul semănat și secerat nu constituie în sine binecuvântare fără prezența mâinii Domnului ca semn al binecuvântării. Citim din Hagai, capitolul 2, versetele 18 și 19. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Până în a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele, mai era sămânță în grânare, nici via, nici smochinul, nici rodiu și nici mlăsinul, n-au adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Dar în versetele anterioare și în mod deosebit din capitolul 1 înțelegem nu că n-a fost recoltă deloc, n-au putut să adune. Pentru că binecuvântarea, vom vedea spre sfârșitul lecției, are de-a face cu slujirea noastră. Dar în mod aplicativ vreau să înțelegem că binecuvântarea înseamnă să te ajute Dumnezeu în cele mai mărunte lucruri. Dacă Dumnezeu nu te binecuvintează, ciorba iese în foc, prăjitura se arde, păcând să mănânci te superi, în chestiuni banale. Mașina se defectează atunci când n-ai bani, dar când este binecuvântarea Domnului, fie că ai din belșug să dai și la alții, fie că, deși nu ai atât de mult, nu-ți lipsești cel necesar. Ba chiar în mod miraculos poți să constați cum, pe când să se termine una, sosește Dumnezeu cu alta. Ca în toate să se vadă intervenția mâinii Domnului în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul! Însă
Binecuvântarea Domnului nu se limitează la cele materiale. Este în primul rând de natură spirituală. Și aici e mare diferență, că cei de afară n-au deloc parte de acest capitol de binecuvântare. Ei nici nu știu cum arată. Ce înseamnă să fii moștenitor prin credință, să ai pace cu Dumnezeu, să te bucuri de darurile Duhului Sfânt, de binecuvântarea frățietății. Ei sunt străini de toate acestea. Încearcă și ei să se binecuvinteze, dorindu-și noroc. Avea un obicei, un frate să spună, când vedea că unul a ieșit de sub binecuvântare, zicea: măi, bată-te norocul. Cu alte cuvinte, tu binecuvântare nu mai poți să ai, dar poate noroc. Ăsta e un fel de întâmplare pozitivă. Dar binecuvântarea este mult mai mult decât norocul. Norocul te întâlnești din întâmplare. Cu binecuvântarea îți dai întâlnire. De fapt, Dumnezeu fixează toate aceste întâlniri la termen. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, Psalmul 67, și cuvintele adresate aici sunt, de fapt, o rugăciune, în primul rând, apoi o cântare, am putea spune. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, să se cunoască pe pământ calea Ta și prin toate neamurile mântuirea Ta. Versetul 6, Dumnezeu își dă roadele, Dumnezeu nostru ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează și pe lângă roadele pământului, toate marginile pământului se tem de El, binecuvântări de natură spirituală. Dar mai pe larg, citim din Efeseni capitolul 1 și capitolul 2. Efeseni 1, versetele 3 la 6. Și cred că ar trebui toți să vedem și să recunoaștem această binecuvântare. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În ce sens? În El, în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți. Ce binecuvântare! Nu dintr-un bolnav să fii doar sănătos, dintr-un păcătos să devii sfânt și să rămâi sfânt pentru eternitate. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați, auzi? Vieții români au umblat să fie înfiați de cine au putut prin Occident să câștige și ei drepturi. Și noi să fim înfiați de Dumnezeu. După buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său care ne-a fost dat în preaiubitul Lui. Capitolul 2, citim de la versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și ce am amintit până aici e doar ceea ce percepem noi. Dar ascultați ce urmează. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Doamne, îți mulțumim în credință pentru ceea ce va urma. Acum, într-a doua parte a lecției, vreau să observăm cine sunt binecuvântații Domnului și să facem totul ca să fim printre ei. Atunci nu doar că vom avea lucruri de preț, vom fi noi oameni de preț. Oricine este conștient de puterea binecuvântărilor divine va dori ca el și mulți alții să fie așa cum a fost numit, ia gândiți-vă cine în Scriptură, binecuvântatul Domnului. Niște gazde au zis către un musafir: intră binecuvântatul Domnului. Vă amintiți de Iabeț cum s-a rugat? Doamne, dacă mă vei binecuvânta. Și știți ce scrie acolo? Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Adică avem drept să cerem, Doamne, binecuvântează-ne. Dar de asemenea este foarte indicat să spui: binecuvântează-l și pe fratele, pe sora. Cine înțelege ce înseamnă să fii binecuvântat, Domnul va dori pentru toți oamenii binecuvântare. De aceea suntem îndemnați. Noi o facem asta, să spun, în mod oficial pentru copilași, dar trebuie făcută și pentru oameni mari și nu numai odată. Așa să binecuvântați pe copilul zilea și să le ziceți, observați, să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze, și apoi urmează. Pachetul întreg. Dar cu asta începe. De aici îți vor răstăte. Domnul să te binecuvânteze. E foarte important
acest salut care este de fapt o rugăciune. De aceea facem o eroare când avem ocazia să binecuvântăm pe cineva și nu-l binecuvântăm. Este o mare pierdere. În cartea Rut întâlnim oameni care știau să se salute în felul acesta. Citim despre momentul în care Boaz s-a dus la secerător și s-au salutat. Rut, capitolul 2, versetul 4. Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi! Eu răspuns: Domnul să te binecuvinteze! Ar trebui angajații să-și binecuvânteze patronii. Cam așa a fost aici. Dacă vor fi binecuvântați, vor avea și angajații ceva. Observați cât de frecventă era expresia asta, citește din capitolul 20. Naomi a zis nurorii sale să fie binecuvântat de Domn. Deci pe Boaz l-au binecuvântat angajații, l-au binecuvântat rudenile. El la rândul lui zice către Rut 3:10, fii binecuvântată de Domnul fiic. Și astea toate aveau valoare. Într-adevăr, Boaz era un om binecuvântat, Rut a ajuns o femeie binecuvântată, pentru că este foarte important să te rogi, să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu. Citim și din cartea 2 Samuel, capitolul 7, unde David, conștient și el de valoarea, de puterea binecuvântării, spune la un moment dat, la finalul rugăciunii sale, de fapt, 7:29, binecuvintează dar casa robului tău. Și a făcut referire la ceea ce ar vrea să cuprindă această binecuvântare, bazându-se pe promisiunea divină, ca să denuiască pe vecie înaintea ta, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Să ne binecuvântăm casele ori de câte ori avem ocazia, cum spuneam, rudenile, pe cei din jur. O altă dovadă despre cât de mult țineau evreii la a binecuvânta, vă citesc din Psalmul 128, versetul 9. A nu rosti binecuvântare era ceva ieșit din comun. Scrie aici, 129, versetul 8, scuzați, și trecătorii nu zic. Deci era ceva anormal să nu spună trecătorii una ca asta. Cum spuneau trecătorii? Binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Așa se salutau cei ce se întâlneau. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Și este bine să fie așa. Întoarcem pagina 134, cu 3. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerul și pământul. Cu asemenea concepție, ne este mai ușor să înțelegem de ce mamele, cred în primul rând, părinții, au dus pe copilași la Domnul Iisus să se atingă de ei și să-i binecuvinteze. Pentru că ei știau că e foarte important un om al lui Dumnezeu să pronunțe o binecuvântare. Să rostească un cuvânt cu valoare venit de la Domnul. Și aceasta nu a fost doar pentru evrei. Citim din Noul Testament, 1 Petru, capitolul 3. Versetul 9, binecuvântați, și când e vorba de dușmani, deci Noul Testament extinde aria de rostire a binecuvântării peste toți oamenii, peste toate neamurile. Binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântare. Și asta înseamnă nu doar să avem noi parte de aceea, ci să avem drept să o rostim pentru alții. Simbolul cel mai specific de transmiterea binecuvântării de-a lungul întregii istoria Bibliei a fost rostirea cu actul punerii mâinilor. Ciudat este că în vremea noastră întâlnim oameni care vor să suspende punerea mâinilor de la nuntă, de la binecuvântarea copiilor, de la alte ocazii. Dar asta a fost lucrarea prin care binecuvântarea s-a transmis de-a lungul istoriei. Prin rugăciune cu actul punerii mâinilor. Amintiți-vă de momentul acela în care bunicul Iacov a zis lui Israel: apropie-te, rog, să-i binecuvintezi, dar ce, nu poți de la distanță? Așa se proceda.
Se punea mâinile și a contat și pe care a pus mâna dreaptă. Cu alte cuvinte, dreapta în Biblie este mult mai bogată decât stânga. A avut o porție binecuvântări mai mare, Efraim, decât Manas. Pentru că nu este lipsit de valoare lucrarea punerii mâinilor. Amintim din Noul Testament ca și o cheie a secretului de transmitere a binecuvântării, Evrei, capitolul 7, versetul 7, unde stă scris: dar fără îndoială, e vorba de Melchisedec care a binecuvântat pe Avram, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. De la Dumnezeu începând și până la cel mai mic copilaș, oricare pe această scară a harurilor de binecuvântări poate să transmită și este bine să o facă. Este scris despre una din vizitele evanghelistului american Dwight Moody și a cântărețului său Ira Sankey în Anglia în secolul XIX, vizită în care au trecut și printr-o tabără de țigani și după ce au slujit și acolo au plecat mai departe și un copilaș s-a luat după ei. S-a oprit la un moment dat în mijlocul pădurii cei doi oameni al lui Dumnezeu și au avut îndemn să se roage pentru copilaș, să-și pună mâinile peste el și să-l binecuvânteze. Și cuvintele care i le-au adresat în binecuvântare s-au împlinit. Acel copilaș a devenit apoi cunoscutul evanghelist Gypsy Schmidt, un mare lucrător printre țigane din toată lumea și nu numai. Toți au recunoscut că acel moment de binecuvântare n-a fost deloc întâmplător și, dimpotrivă, a fost purtător de binecuvântare. E efectiv un mare har să fii conștient de puterea binecuvântării și să o rostești. Iar dacă ți este dat și ești chemat și ești îndrept ca unul mai mare pentru cel mai mic, să-ți pui mâinile rostind binecuvântare. Sub această idee, e normal că noi toți am dorit să ne fie binecuvântați copiii, să fie binecuvântați cei dragi. Și observăm în Biblie oameni binecuvântați indirect, aș spune, prin părinți sau prin colaboratori. Deci atât de puternică binecuvântarea încât se răsfrânge și peste cei ce nu-s vrednici de ea în parte, dacă sunt în apropierea unor oameni purtători de binecuvântare. De exemplu, dacă avem o sursă de căldură, ea se extinde având în vedere puterea ei și distanța în jur. Nu are o limită peste care nu trece niciun grad temperatură în plus. De aceea cei din lume, dacă ar ști, și unii știu, au fost oameni care pe front au vrut să fie neapărat lângă un pocăit. Și în vremea noastră sunt încă patron care știe că un credincios este binecuvântat și îl duc lângă ei. Eu nu știu dacă au citit istoria lui Iosif cu Potifar. Dar așa e scris în Geneza 39, Domnul a binecuvântat casa lui Potifar din pricina lui Iosif. De Potifar și nevastă sa era o femeie neserioasă. Atât e de mare puterea binecuvântării încât îi atinge și pe cei de lângă cei binecuvântați. De aceea și copiii, chiar dacă ei sunt necredincioși unii, dacă au avut părinți credincioși, în parte binecuvântarea cuprinde și pe ei. Nu s-a întâmplat așa în cazul lui Ismael? Nu a fost credincios. Dar a zis Dumnezeu către Avram, pentru că e copilul tău, știi că îl binecuvântești pe el. E drept că aceste binecuvântări indirecte, limitate, nu se extind prea mult. Sunt mărginite, dar scot în evidență puterea binecuvântării. Și chiar dreptul pe care noi îl avem ca să binecuvântăm și pe unii care n-ar fi îndrept să fie binecuvântați. Dar dacă Dumnezeu în jurul lui toarnă binecuvântare și ne-a binecuvântat și pe noi cu acest har al său, e normal ca și cei ce sunt în imediata noastră apropiere să vadă asta, să guste și să aibă parte de îndurare. Însă, vreau să observăm că oamenii binecuvântați pe deplin sunt cei care sunt binecuvântați în sensul că s-a rostit o binecuvântare peste ei, dar
ei își păstrează și întăresc această binecuvântare și prin ascultarea lor. Și vreau să luăm aici exemplul lui Iacov. Se prezintă la Isaac, se dea binecuvântare, da, știți cum, mascat, cu votul de la mama, de la tata l-a furat prin înșelăciune și în parte a fost binecuvântat. Dar binecuvântarea aceea nu era de plin. El încă a trăit cu teamă. Întâi a fost înșelat de mai multe ori, dar a ieșit prin șiretricul socului său, apoi s-a temut de Esau la întoarcerea în Canaan și scrie în Genesa 32 că el a fost conștient de puterea binecuvântării, dar a știut că ce a primit el nu-i pe deplin și nu-i sigur. De aceea se roagă, el citesc de la versetul 26, omul acela care s-a luptat cu el, trimis divin, i-a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta, dacă asta îmi dai, am tot ce-mi trebuie. Și scrie aici, în finalul versetului 29, și l-a binecuvântat acolo. Și binecuvântarea aceea apoi a fost stabilă și sigură pentru Isaac și chiar pentru neamul lui, pentru că așa cuprindea acea binecuvântare. Citim despre evrei, în mod general, în Noul Testament, în Roman, capitolul 9. De la versetul 4, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, dare legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Patriarhi și din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Dar atenție! Dar pentru aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți ce se coboară din Israel sunt Israel. Dar aparent toți au fost binecuvântați, dar n-au păstrat-o toți. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinții sunt socotiți ca sămânță. Și aceasta se dovedește, cum am amintit din cazul lui Avram, prin ascultare. Întoarcem pagina la capitolul 11, tot despre evrei, de la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Și sunt unii care cred că, efectiv, cei peste 15 milioane de evrei vor fi mântuiți cu toții, la grămadă, cu Shimon Peres și Beniamin Netanyahu în frunte. Rabinii șefi și așa mai departe. Nu spune Biblia asta. Ei, ca evrei, sunt purtători de binecuvântare. Dar această binecuvântare se va concretiza prin întoarcerea lor la Domnul, prin ascultare. Așa cum scrie în continuare, versetul 28, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și vestea bună a binecuvântării nu-i pentru toți. Și așa se privinile vostru al neamurilor care am crezut și am ascultat, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Și mă reîntorc apoi la versetul 26, și atunci tot Israelul va fi mântuit. Și acest tot Israelul înseamnă, după Daniel 12, toți cei scriși în carte, adică toți cei, luând în calcul și unul profet, Zaharia, se vor întoarce la Domnul. Îl vor plânge și se vor pocăi. Să ne ajute Domnul, dacă am intrat în poporul Lui ca evrei, să fim cu adevărat binecuvântați pe deplin. Să nu ne lăudăm doar cum s-au lăudat ei. Noi am fost binecuvântați. Sau cum se spune în locuri despre unii care vin la cununie, se duc pentru binecuvântare. E drept, așa ar trebui să fie. Dar dacă nu sunt vrednici de ea, se pierde. Și în ultimul rând, vreau să observăm că binecuvântații Domnului, adică dacă cineva e binecuvântat, asta se observă cel mai clar în raport cu cei blestemați. Să ne amintim de cazul Ierihonului. Dumnezeu prin Iosua, scrie în cartea sa, capitolul 6,
a blestemat Ierihonul și pe oricine s-a ridicat să-l rezidească. Și au trecut sute de ani, generații. Și pe vremea lui Ahab, când oamenii nu mai țineau cont de cuvântul Dumnezeu, s-a ridicat unul să-l rezidească. S-a împlinit blestemul? Da, i-au murit doi băieți, cel mai mare, cel mai mic. Se vede foarte clar. Dar când s-au apucat evreii să reconstruiască Ierusalimul și casa Domnului, a venit binecuvântarea peste ei. Aici este diferența cea mare. Între veniți binecuvântați Tatălui meu și duceți-vă blestemaților. Și veșnicia va dovedi că această distanță este enormă între a fi binecuvântat sau a fi blestemat. Se vede încă de aici, din lucrurile mărunte. Cum scrie în Maleahi, despre unii preoți, capitolul 2, că le-a blestemat Dumnezeu binecuvântările și ce rostesc ei nu se adeverește. Capitolul 3 scrie tot în Maleahi, munca lor nu era binecuvântată pentru că îl înșelau pe Dumnezeu. Și scrie foarte clar acolo, i-ar fi trebuit să fie binecuvântați, aparținând poporului Dumnezeu, locuind în Pământul Sfânt. Dar scrie aici în 3:9, sunteți blestemați. Și diferența era foarte evidentă. Între a fi binecuvântat sau a fi blestemat. A fi binecuvântat în plan material însemna recolta să fie bună și să aibă încât la următoarea recoltă să nu fie consumate toate. Blestemul însemna și dacă adunau să le mănânce viermii și să nu se poată bucura de ele, să nu aibă, să ajungă să cerșească. Diferența era foarte evidentă. Și când ne gândim că sunt oameni care ar fi putut să fie binecuvântați și vor fi blestemați, asta e tare dureros. Poate exemplul lui Esau este cel mai evident. Fratele lui a fost binecuvântat și el a fost blestemat și a zis că de tatăl său nu mai ai nicio binecuvântare? Nu. Și au fost gemeni. Că diferența e foarte mare, a zis Dumnezeu, scrie în Maleahii 1, pe Iacov l-am iubit. Și asta e binecuvântare. Și pe Esau l-am urât și ceea ce a făcut el s-a dovedit. Nu că nu i-ar fi dat Dumnezeu și lui, că doar i-a dat dreptul de întâi născut, dar l-a disprețuit. Așadar, să nu uităm că avem de-a face cu un Dumnezeu care binecuvântează. Și că sunt oameni binecuvântați de Domnul, dar sunt și oameni blestemați de Domnul. Încheiem afirmând că binecuvântarea Domnului e păstrată numai pentru poporul său. Atât. Pentru cei ce intră în sfera aleșilor lui Dumnezeu. Cum spunea Domnul Hristos, pentru ei mă rog, nu pentru lume. Cei de afară nu se aleg mai mult decât cu apă de ploaie. Adică Dumnezeu le dă cele necesare ca să își ducă și ei zilele pe acest pământ. Da, a spus Pavel în Listra, Dumnezeu v-a dat câmpuri roditoare, ploi, da, da. Dacă Dumnezeu numai apă de ploaie dă, și sunt unii care se înșeală, băi, Dumnezeu mi-a dat, ce, apă de ploaie? Am, uite câte am, asta e puțin. Ți-a dat și harul să te bucuri de ele? Ai nădejdea și bucuria mântuirii? Asta înseamnă binecuvântare în rest, e prea puțin. Pentru că scriem Psalmul 115, sunt cuvinte care trebuie să le rostim și totodată să le credem. Versetul 12, Domnul și-aduce aminte de noi, să spuneau evreii și noi ca poporul său putem să spunem de asemenea, El va binecuvânta casa lui Israel, casa lui Aron, pe cei ce se tem de Domnul, pe mici, pe mari. Versetul 15, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Asta înseamnă binecuvântări în tot ce cuprinde cerurile și pământul. Și sfera aceasta este infinită. Și ultima idee. Dacă vreți binecuvântare, veniți la altar, adică suntem chemați să slujim Domnului, că binecuvântarea deplină e dată pentru cei din poporul Domnului care slujesc Domnului. Vreau să vă arăt din cartea Exod, citim din capitolul 20 și 24 acest adevăr, pentru că sunt unii care cred că dacă slujesc Domnului, pierd ceva bani.
dacă investesc în lucruri sfinte, cheltuie dintr-a lor. Nu? Atunci intră sub binecuvântare, pe deplin. Exod 20:24. Să-mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci ardere de tot și jertfe de mulțumire. Și asta însemna un consum, nu? Duci un vițel, un ied, consum, nu? Dar ascultă ce urmează. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Evreul știa, jertfește un vițel și binecuvântat cu o cireadă. Jertfește un miel și binecuvântat cu o turmă. Alții nu știu acest principiu. Întorc pagina 23:25. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi depărta boala din mijlocul tău. Doamne, ce-am putea dori mai mult? Să ne ajute Domnul să-i slujim. Vom avea parte de binecuvântări și aici, dar pachetul cel mare se va deschide acolo sus, când vom intra pe deplin și vom fi numiți binecuvântații Domnului. Toți care doriți să fie pe această listă, în acest număr fericit al sfinților, rostiți pentru ei, Domnul să te binecuvinteze. Fii binecuvântat de Domnul care a făcut cerul și pământul. Eu trag nădejde că în urmă la lecția asta o să se aude mai des cuvântul ăsta de binecuvântare pe buzele noastre. O să rostim cu credință, rugându-L pe Domnul să se îndure de noi și de mulți alții, că binecuvântările Lui sunt nesfârșite, dar sunt pentru poporul Său și în mod deosebit pentru cei ce slujesc Domnului. Doamne, fii slăvit pentru toate. Amin.